Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, ponderea gospodăriilor din România care au acces la internet de acasă a atins un nivel de 85,7% în acest an, în creștere cu 3,6% față de anul 2022. Statistica oficială relevă o creștere semnificativă și în ceea ce privește proporția persoanelor cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani care au utilizat vreodată internetul, aceasta situându-se la 92,5%, înregistrând o creștere de 2,8 puncte procentuale de la un an la altul. Dintre gospodăriile din România, 85,7% au acces la rețeaua de internet de acasă, cu o diferență notabilă între mediul urban și cel rural. În mediul urban, 89,8% dintre gospodării sunt conectate la internet, în timp ce, în mediul rural, ponderea este de 80,3%. Analizând profilul teritorial, se observă că accesul la internet a fost mai răspândit în regiunea București-Ilfov, 92,9%, urmată de Nord-Vest, 89,1% și vest 87,7%. În contrast, regiunile sud-est 81,7% și sud-muntenia 82,9% au înregistrat cele mai mici ponderi. INS subliniază că numărul de persoane din gospodării reprezintă un factor crucial în conectarea la internet. Astfel, în comparație cu anul precedent, s-a constatat o creștere semnificativă în ceea ce privește ponderile gospodăriilor cu acces la internet, în special în rândul gospodăriilor formate dintr-o singură persoană. În rândul persoanelor cu vârste între 16 și 74 de ani, 92,5% au utilizat internetul, iar 96,4% au făcut acest lucru în ultimele 3 luni. Frecvența utilizării este semnificativă, cu 70,4% dintre aceste persoane care folosesc internetul de mai multe ori pe zi. Pe regiuni de dezvoltare, cea mai mare pondere a persoanelor care utilizează internetul a fost înregistrată în regiunea București-Ilfov, 97,3%, urmată de vest, 96,3%, în timp ce regiunea sud-est a înregistrat o proporție mai mică, de 88,7%. De asemenea, datele oficiale arată că în 2023, ponderea persoanelor care utilizează sau au utilizat internetul în grupa de vârstă 16-34 de ani a fost de 98,6%, comparativ cu 81,4% în cazul grupelor de vârstă cuprinse între 55 și 74 de ani. Comparativ cu media Uniunii Europene, în România, 88,9% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani au utilizat internetul în ultimele 12 luni, cu o diferență de 2,2 puncte procentuale sub media Uniunii Europene. Totuși, se remarcă o creștere semnificativă a utilizării internetului în România în ultimul an, cu 2,7 puncte procentuale.